Bucureștiul înverzește. Pe de-o parte, acest lucru se datorează vremii excelente din ultima perioadă, iar pe de altă parte a lucrătorilor din cadrul societății de gospodărire urbană. Nu este amenajat doar centrul Ploieștiului, mai toate cartierele au de acum spații verzi unde au fost plantați arbuști și flori. După cum ați observat, a început campania de primăvară și după cum observați, din nou mă repet, nu suntem în zona centrală, suntem într-un cartier al orașului, unde încercăm să aducem atmosfera din centrul orașului cu flori și cu zone plăcute și frumoase, să le aducem și în cartiere. Nu vă dau denumirile, vi le spun tradițional pentru că le cunoaștem cu toții, sunt panseluțe, floarea de nume uita, gura leului. Am plantat și diverse specii de arbust ornamental. De asemenea, unde se identifică spații corespunzătoare, sunt amenajate parcări. Construim în continuare parcări cu dane înerbate unde ne permite zona respectivă, montăm gardul de protecție pe aliniamente, am completat aliniamentele cu pomi să avem cât mai mult verde în oraș, urmează gardul de protecție la spațiu verde. Suntem într-o amplă campanie de a face ceva frumos în oraș. Se lucrează simultan în mai multe cartiere ale Ploieștiului. Cum temperaturile cresc pe zi ce trece, reprezentanții SGU nu vor să piardă sezonul de plantare. Lucrăm în paralel. Avem axele centrale, avem zona centrală, avem scoaruri, sens giratoriu în diverse zone ale orașului. Suntem pe aliniamentele la intrările din oraș. Suntem în cartierul nord, încă mai toaletăm, scoatem garduri, le revopsim, în parcuri schimbăm tot ce s-a deteriorat peste iarnă, în bariera București. Florile și arbuștii pe care SGU Ploiești îi plantează în municipiu sunt crescuți chiar în pepinierele societății, aflate la ieșirile din oraș. Astfel, costul acestor spații verzi este minim.